Bună ziua, bună seara, bună dimineața, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar Viziune, citire pe foaie. În această seară am să vă fac citirea generală și pentru domni și pentru doamne, pentru săptămâna 5-11 august 2024. Este o citire colectivă, luați doar ceea ce vi se potrivește, cu ceea ce rezonați și ceea ce vă face bine. Ceea ce nu vă convine, nu luați în considerare, sau dacă știți că chiar este situația în care vă aflați, încercați să vă schimbați energia din negativ în pozitiv cu un pic de meditație și știți că dacă vă concentrați, oricare dintre noi poate face acest lucru. Poate la voi durează mai mult, că nu aveți exercițiu, la unii dintre dumneavoastră, dar toată lumea poate face asta. Știți că ne putem schimba singuri destinul, da? Este YouTube-ul în general pentru aceste citiri, este și un pic de divertisment, da? Este în anumite momente chiar și o, într-adevăr, sunt lucruri care vă pot călăuzi, da, pe drumul cel bun, deci de aceea vă spun, luați doar ceea ce vi se potrivește. Am hotărât să fac acum, la ora asta, bineînțeles, am timp de etalări. Am considerat că e bine să fac prima oară etalarea generală pentru chestii și pentru domni și pentru doamne, iar pentru dumneavoastră, domnilor, am să fac mâine, da? Mâine e luni, o am să fac pe data de 5, deci nu pierdeți practic nimic. Orientați-vă și dumneavoastră după etalarea generală. Bun. Mulțumesc pentru prezență, pentru încurajări, pentru like-uri. Mulțumesc noilor abonați și știți, dacă nu ați făcut-o încă, dacă nu v-ați abonat și considerați că rezonați cu stilul meu, apăsați butonul de abonare și clopoțelul, este gratuit. Da? Iar pentru acest portal de 888, pe ziua de 8 august, am să încerc totuși să, nu știu, poate fac mâine un videoclip separat de 2-3-5 minute, deși vuiesc toate site-urile de specialitate, dar vreau să vă încurajez un pic să faceți ceva. Dacă nu, eu oricum pe data de 8 la tot la ora 19 seara am să fac o curățare energetică, cum o fac în fiecare lună pe 21. Și pe 21 am să o fac din nou. Dar pentru că este data de 8-a 2024, cu siguranță deci veți simți triplu ceea ce am să fac, da? Bun, dacă aveți întrebări sau mai sunt care nu știți cum funcționează acest lucru, nu mă mai căutați pe YouTube, că nu sunt, știți foarte bine. Îmi puteți scrie mesaj pe YouTube sau în privat, doar ca să-mi atrageți atenția că încă mai sunt oameni care nu știu exact ceea ce fac. Și am să repet mâine la etalarea domnilor și la etalarea următoarelor 48 de ore pentru marți, da? Bun, haideți să începem pentru săptămâna 5-11 august 2024. Cartea luminată de la Dumnezeu lăsată, 4 posturi ți-am postit, ți-am pus nume de ghicit. Astăzi te deschid pentru toți cei care veți privi acest videoclip.
De-o fi de bine să vă luminați, de-o fi de rău să vă întunecați. Amin. Ups. Bun. Foarte bine, ia uite. Ia uite ce frumos. Realizări de dar, dar țigănesc. Fiecare dintre voi ar trebui să începeți săptămâna bine, cu vești bune sau cu mici daruri sau cu mari daruri în funcție de situația socială a fiecăruia. Da? Foarte bine am tăiat cartea. Și bineînțeles cu schimbări, da? Ia uite. Cu schimbări și drumuri scurte. Ia uite-le. Nici n-am zis bine și au și ieșit. Deci, foarte mulți dintre dumneavoastră mâine să știți că veți umbla după acte, după acte, după rezolvarea unei probleme pentru un drum, pentru o schimbare. Vă luați bile de vacanță, poate fi orice, da? Vă mutați, plecați, nu știu, dintr-o stațiune în alta, plecați de acasă la țară, da? Lucrurile vor începe bine. Ce vreau să vă sugerez? Dacă la unii dintre voi se va întâmpla să primiți o negație la început, vreau să vă liniștiți că pe urmă se vor lua niște hotărâri și lucrurile se vor aranja, da? Un pic mai greuți la cei care au procese, s-ar putea să nu vină o veste tare bună, dar nu e treaba închisă. Din nou vă spun că va exista o speranță să continuați într-un ritm pozitiv. Deci oricum ar fi, indiferent despre ce ar fi vorba, uitați-vă exact ce am spus înainte. Chiar dacă aveți vreo piedică, nu vă descurajați, pentru că lucrurile se va găsi soluție în final, da? Haideți să vedem. Mai departe, dar multe drumuri, mâine multe drumuri, acte, alții dintre voi mergeți la bancă, veți merge la bancă, trebuie să scoateți pentru această schimbare niște bani pentru niște drumuri, da? Acum că îi scoateți cu cardul sau nu, eu știu că mergeți direct la ghișeu, eu așa văd, dar desigur nu toată lumea merge la ghișeu, dar trebuie să faceți niște schimbări de acte în bancă. Și un pic de cumpărături. Chiar și de îmbrăcat ceva vă veți lua mâine. Sau vă vine un pachet, da? Dacă sunteți născuți pe data de 9 în orice lună sau luna septembrie sau sunteți cu inițiala de I, de că mare bucurie mâine, oricum pentru toată lumea, dar aici e bucuria dublă, da, la cei care i-am enumerat. Hai să vedem că vine și un turn, da, mai iau turnul și ca pe o schimbare de care tot vă spuneam la început, dar turnul nu, turnul este pentru cineva care se desparte, se termină un proces sau pur și simplu vă moare soțul, de exemplu, săptămâna asta, dar deja știți, de aceea o spun cu atâta lejeritate, da? O știți, vă așteptați la chestia asta, deci nu e nicio noutate, mai ales dacă sunteți născuți pe 10, pe 19 sau soții sau soțiile dumneavoastră, deci cam asta este. În altă ordine de idei, în ziua de marți, să știți că veți afla un mare secret. Un mare secret, dar secretul ăsta vă va echilibra foarte tare. Adică vă bucurați, chiar dacă este ceva de rău, vă bucurați că aflați un adevăr. Și vine din partea unei persoane brunete cu ochii negri. Fiți atenți ce vă spun, atenți de fapt. Când cade valetul, poate fi și damă și bărbat, da? Deci fiecare în funcție de ce aveți pe lângă voi sau poate unii nici nu știți, dar ideea este că
poate veni și din partea unui bărbat sau unei femei această veste, acest secret. Și da, la limită poate fi și copilul dumneavoastră dacă este băiat. Asta cam pe marți am zis, nu? Bun. Cineva vă cere în căsătorie sau voi, bărbaților, domnilor, aveți chef de relații serioase sau de căsătorie? Sau pur și simplu, uitați-vă aici, ori vine un bărbat cu ochii verzi sau albaștri către voi, damele de roșu, în speță, da? Pentru că ați căzut cu totul, ori pur și simplu, dacă ești bărbat, iubești o femeie de roșu și chiar ai... ai chef de mai mult, dar de ceva serios aici. De ceva serios cu o damă de roșu. Da. Dacă ești bărbat, îmi pare rău că trebuie să spun, ai chef de ceva mai mult cu dama de roșu, dar vei avea un eșec. O veste proastă, pentru că dama de roșu te va da la spate. Doar voi, dacă sunteți damele de roșu, s-ar putea întâmpla să primiți un bărbat în viața voastră cu ochii deschiși. S-ar putea, dar dacă ești bărbat, te dă la spate. Aici drumurile sunt bine aspectate. Văd ca drumuri cu bucurie. Vine unul de ghindă de la drum sau plecați la cineva de ghindă la drum. Da, indiferent că sunteți bărbat sau femeie, vă întâlniți cu un bărbat brunet cu ochii negri sau vine la voi. Să vedem cum vine ăsta la voi. Ia uite tot. Vai, deci e ceva fenomenal, e magistral acest bărbat. Cred că îl punem în ramă, fetelor. Deci vine săracul, dar tot cu piedici, tot împiedicată, să are farmece făcute, pe cuvântul meu de onoare, dacă ăsta se hotărăște la ceva pe lumea asta concretă, când cad, uite, și cu daruri mici, dar daruri ceva care e nesemnificativ sau pur și simplu nu vă vor place aceste daruri, nu or să vă placă aceste daruri. Da, și din nou, uite, o persoană de stat care este sinceră cu voi, o să vă ajute într-o problemă miercuri sau joi. Pentru ce? Pentru o boală. Pentru o boală a unei femei sau unui bărbat de roșu, care până la urmă se termină cu bucurie, dar mai durează o lună sau o lună jumate sau două luni maxim. De ce două luni? Că poate dura 3 săptămâni, dar da, se face trecerea de la august la septembrie și atunci vor fi două luni, chiar dacă nu până la sfârșitul lunii septembrie, da? Acum sunt lacrimi, sunt lucruri care nu se deslușesc pe o boală, dar pe urmă vă ridicați cu bucurie, da? Deci, miercuri, joi, realizări pe sănătate, deși acum, în momentul ăsta, se pare că nu găsiți drumul, dar vine un cineva de stat, o femeie sau un bărbat cu o hotărâre pentru, pentru voi. Cineva vă ajută să găsiți un loc undeva sau pur și simplu să găsiți un doctor corect. Da? Dacă sunteți născuți pe 18 în orice lună, să știți că veți avea noroc în săptămâna ce urmează. Deci, din nou, mă repet și știu că nu vă convine sau v-ați săturat, dar unii dintre dumneavoastră nu sunteți atenți. Deci, toți că sunteți doamne sau domni și sunteți născuți pe data de 18 în orice lună, da? Veți avea noroc toată săptămâna cu orice persoană care este într-o zodie de taur sau berbec, da, veți avea o bucurie. Vă ajută cineva, vă sprijină cineva într-o situație. Văd că mergeți și la o petrecere, totuși săptămâna asta, la o petrecere scurtă pentru unii dintre voi, mai ales pentru
pentru mamele singure, pentru că văd că dați fuga repede acasă la copil, da? Mai ales dacă sunteți de ghindă, aveți, doamnele de ghindă, o mică petrecere, o mică aventură și vă întoarceți repede, repede acasă la copil. Acum nu neapărat că sunteți singure, dar poate chiar soțul nu e acasă și atunci nu puteți să lăsați foarte mult timp. N-aveți mult timp la dispoziție. Văd certuri. Haideți să vedem cine se ceartă pe curând. Blocaj, discuții, certuri, un ghinion. Va avea un bărbat de roșu, da? Îl vedeți, a ieșit. Sau voi, unii dintre voi, veți avea un ghinion sau aflați de supărarea unui bărbat de roșu, poate să fie și așa. Haideți să vedem dacă aveți voi probleme, da, aveți discuții voi cu un bărbat de roșu, indiferent că sunteți bărbați sau femei, da? Și într-adevăr, de la discuțiile și de la cearta asta, nu prea mai știți încotro să o luați unele dintre voi sau unii dintre voi. Haideți să vedem totuși încotro o luați. Rămâneți aici în situația asta sau vă schimbați? Aici e un pic mai complexă situația. Se pare că voi nu sunteți lângă acest bărbat. Se pare că sunteți la drum. Sau el. E la drum. Sau unul din voi doi este la drum. Asta este clar. Pentru servici, pentru muncă, multă muncă. Munciți mult și nu sunteți cu el. Dar eu nu zic neapărat pentru faptul că unul din ei doi este la muncă plecat și vă desparte acest drum sau poate este doar o relație sau o nouă cunoștință și voi sunteți într-o parte și celălalt în altă parte. Eu cred că relația asta nu va ține și nu o să țină. Sunt discuții, certuri și un pic de minciună aici, aș mai putea spune, și va trebui unul din voi doi să alegeți dacă rămâneți în continuare în această situație, că nu o pot numi. În anumite cazuri nu pot numi chiar o relație serioasă, pentru că văd că totuși veți avea de ales între două drumuri. Probabil unul să rămâneți sau să vă retrageți și în continuare discuții și certuri. Deci, da, și șobolanii, deci clar nu rămâneți. Deci, dacă sunteți bărbat de roșu și aveți o situație de genul de care v-am spus, nu rămâneți cu această doamne, iar dacă sunteți doamne și vă recunoașteți situația, într-adevăr nu. Nu veți rămâne cu el, sunt minciuni, exact cum am spus mai devreme, nu. Deci nu ține. Ia uite și turnul, șobolanii, turnul, discuții, certuri, nu. Deci încheiem faza asta ca să înțelegeți. Mergem mai departe. Banii vin mai mult miercuri, joi, joi, vineri, cam așa, joi, vineri, veștile bune, cele mai bune, vor fi joi și vineri. Nu știu, dacă luați salariu, dacă primiți bani împrumutați, dacă aveți noroc de bani, clienți, vânzări, orice aveți. În altă ordine de idei, dacă aveți de-a face cu tribunalul, cum am spus la început, abia miercuri sau joi se va găsi o variantă, o altă cale de atac sau un drum care vă va ușura un pic. În altă ordine de idei, cei care aveți de-a face cu doctori, da? Aveți de rezolvat niște probleme, nu neapărat foarte dificile, dar nu dați de cap unei situații. Cineva vă ajută, dar tot miercuri, joi găsiți soluția. Uite, exact cineva care vă place mult sau care este sincer. Da, aici nu trebuie neapărat să fie vorba despre dragoste, că vorbeam despre o situație mai serioasă. Nu că dragostea n-ar fi serioasă, dar eu întotdeauna am fost altfel, în primul rând sănătatea, banii.
și pe urmă dragostea și celelalte, dacă nu, sau nu știu. În orice caz, întâi m-am gândit, întotdeauna m-am gândit la mine, în primul rând, să-mi fie mie bine, în așa fel încât să nu deranjez pe cei din jur, dar eu sunt o fire foarte independentă, chiar la extreme. În fine, nu vorbim despre mine acum, dar v-am dat așa un exemplu, că pe mine mă interesează mai mult cartea cu banii aici, cu realizările, cu sănătatea, cu oamenii de stat, decât dragostea în situația asta. Deci, niște oameni care, nu știu, cineva care vă place mult, o să vă ajute. În orice caz, oricare ar mai fi problemele și aveți un pic de panică sau un pic vă împiedicați în ziua de luni, să știți că până joi rezolvați, vă spun 100%, vă dau un scris, să-mi dați mesaje. Bun, uite, exact ce vă spuneam. Deci prieteni, oameni care vă susțin sau care vă plac. Exact ce am spus mai devreme, da? Veți avea sprijin, da? Și încheiem din nou cu niște mici realizări, cu mici daruri până la sfârșitul săptămânii. Cei care nu luați bani la început veți lua spre sfârșitul săptămânii, daruri probabil mai mici. Alții dintre voi aveți dorința, așteptați pe cineva, aveți o dorință nebună să vă caute cineva, să se întoarcă cineva, să vină cineva, să vă spună cineva ceva, persoana la care vă gândiți, bineînțeles. Dar e o persoană mincinoasă, da, și totuși o doriți așa cum este și uite, veți avea noroc în final. Noroc din punctul vostru de vedere, există persoane între voi care pur și simplu acceptați această persoană care o așteptați de mult. O acceptați așa cum este, cu minciunile ei, că practic norocul ăsta vine, veți avea noroc, da, o să vă sune, vă caută cineva, vă promite stabilitate, dar totuși este o persoană mincinoasă, dar nu contează. Dacă finalul este unul bun, și vine cu totuși cu noroc și cu o stabilitate în viața voastră și vouă vă face bine acum, astăzi, acceptați că oricum ziua de mâine este relativă, deci, da, uite, trăiți cu speranța și într-o, ia uite, și relație și căsătorie. E o persoană mincinoasă, dar uite ce cărți de final superbe au căzut până la urmă. Hai să vedem mai târziu. Bun, acum e interesul ăsta de stabilitate și la voi și la persoana cealaltă, dar vreau să văd în viitor, uite, a căzut soarele, se pare că rămâneți cu persoana asta în final. Ăsta e un nebun sau o nebună? Da, ia uite, iar căsătoria, iar soarele, iar până la sfârșitul lunii august veți avea hotărâri clare și frumoase, ia uite, vă căsătoriți. Vă căsătoriți, intrați într-o relație frumoasă, da. Îmi place cartea de săptămâna asta. Ups, hai să vedem prima pe sănătate. Vedeți că veți pierde ceva dacă nu vă grăbiți. Aveți niște acte de făcut pe sănătate. Nu știu, că vă faceți un dosar, că vă faceți ceva de pensie, că vă faceți orice v-ați face. Grăbiți-vă. Totuși, pe sănătate, eu zic că... Exact cum am spus la început, pentru că v-a căzut pierderea pe sănătate, da? Deci pierdeți, veți pierde pe cineva sau pierdeți o ocazie de a face ceva, unii dintre voi acolo unde situațiile nu sunt foarte grave. În schimb, aici cineva îmi pleacă la drum, deci aveți o pierdere. Exact ce vă spuneam mai devreme, vă pierdeți soțul sau soția, dar știți deja, da? De acest lucru. Iar în altă ordine de idei, toți cei care drumurile cumva sunt bunuțe, sunt bine aspectate la modul general, 75%, nu poate fi nimic 100% aici, da? Dar totuși v-aș sfătui să aveți grijă la drum, pe sănătate, dar sănătate înseamnă și psihic, înseamnă și depresie, înseamnă și certuri care vă fac să vă simțiți rău, pentru că vă veți simți și rău. Pentru că unii dintre voi săptămâna viitoare veți face un drum, iar la drumul ăsta o să vă despărțiți. Cineva se desparte de partenerul lui.
Și o să vă fie foarte rău. De aceea spun, aveți grijă, cineva vă întoarce spatele. Este valabil numai pentru cei care plecați la drum împreună, indiferent că sunteți soț, soție, prieteni, iubiți, prieteni de familie de asemenea. Deci, da? Bun. Cei care aveți servici veți trece cu bine peste toate, absolut toate problemele. Veți trece bine de asemenea în 7 zile, 7 ore. Sau până duminică chiar veți trece foarte bine peste o situație, peste un proces care l-ați avut la servici sau cu cineva de la muncă sau în afaceri sau ce aveți dumneavoastră acolo, veți treceți cu bine până la urmă peste o situație foarte grea ce ține de muncă. Cei care nu aveți servici, vine justiția divină și zice, hai că ți-am găsit muncă, hai la muncă, mare noroc ce o să aveți. Dar văd că tot pe scaun stați, ori veți avea noroc că veți sta pe scaun, veți lucra de pe scaun, ori pur și simplu aveți noroc de muncă și nu mergeți, voi știți. Da? Mai ales dacă, uite, sunteți săgetători, mai cade aici... Peștii mai cad un pic, dar peștii sunt obosiți. Un pic obosiți săptămâna viitoare, rac, scorpion de asemenea. Unii dintre voi aveți bani și dacă nu mergeți la muncă și parcă nu vă vine să mai mergeți la muncă, că oricum aveți bani. Bun, mai departe, cei căsătoriți sau în relații serioase. Of, vedeți? Mai aveți și sunteți un pic indeciși săptămâna care urmează, cei care sunteți în cuplu. Da, poate chiar vă gândiți să părăsiți persoana cu care sunteți, exact ce cădea prima oară. Plecați la drum, vă despărțiți, vă certați, cineva vă întoarce spatele. Și acum la cuplu același lucru, indecizie, nu știți ce să faceți, să intrați într-o relație, în relația nouă pe care o aveți să continuați sau dacă sunteți de mult într-o relație, nu mai știți ce să faceți, să rămâneți sau să plecați. Deci este săptămâna ce urmează pentru cupluri, e așa, mai bine lăsați o baltă. Da? Dacă mă întrebați pe mine, eu vă spun să nu mai luați nicio decizie, să lăsați lucrurile să curgă, părerea mea. Cei care sunteți singuri, mamă, ce de satisfacții veți avea în săptămâna asta, și emoționale, și de dragoste, și de muncă, și bani, și, da, toți care sunteți singuri. Acum, singur, ce înseamnă? Să nu ai niciun potențial partener, sau să ai un potențial partener, dar să nu fii cu el, sau să ai un amant sau amantă, tot singur te numești, atâta timp cât dormi singur cu capul pe perna, da? Sau în patul în care dormi, atâta timp cât ești singur, cam tot aia se cheamă, tot așa se numește, dar foarte mult noroc toți veți avea în luna august, una peste alta, și mai ales inițiala de A, nume sau prenume, sau veți avea, nu știu, un câștig aici. Un câștig totuși de examene, probabil că mulți sunteți singuri tocmai și din cauza examenelor, dar veți avea satisfacții năucitoare. Da, vă veți rezolva niște probleme, dar de ce zic năucitoare? Nu e mamă că devii milionar mâine, știi? A zis Răsia, nu. Aici sunt lucruri care sunt vechi, care nu s-au rezolvat și sau grele, care au tot stat pe loc și acum, dacă ești singur, nu știu, dintr-o dată, aștept să, de exemplu, să viți o casă de un an de zile sau vreun teren și vine Xulescu și zice, ai lasă că te ajut eu, și chiar iese treaba. Și până atunci nimeni nu-ți dădea niciun telefon sau nicio veste. O chestie de genul ăsta. Bun, și pentru bani, prosperitate, spor, pentru săptămâna ce urmează, veți intra totuși într-o regularitate, este universul cu noi, să zic așa, și cu voi, uite, da, deci
A căzut justiția divină, a căzut numărul 8, exact ce vă spuneam mai devreme cu 888. Deci este clar că trebuie să faceți ritualuri pe prosperitate, pe spor, pe bănuți, pe ce vreți voi, că da, vor fi bani. Vor veni din pământ, din iarbă verde, temir de pe unde, sau pur și simplu vă veți găsi parteneri de afaceri sau servici, sau câștigați la loto, deși eu nu cred în floricele pe câmpii, dar na. Hai să nu ne distrugem speranța. Și în sfârșit și racul, săptămâna viitoare o să-și rezolve o problemă materială, o vânzare, ceva la care s-a gândit de mult, da? Dar în orice caz, cu banii una peste alta, dacă nu aveți, va fi un pic de ordine, un pic de bănuți, intrați în normal, ca să zic așa, da? Haideți să vedem un sfat din partea îngerilor, arhanghelilor, Oceana sau Ocean, da? Acționează. Ești în contact cu adevărul în această situație și trebuie să ai încredere în ceea ce simți și să te afirmi cu iubire. Wow! Da? Deci mâine porniți la drum. Da? Mai vreți una? Hai să vedem. Porniți la drum că e de bine, v-am spus. Da? Și a mai căzut Serefina. Haideți să vedem ce vă transmite și Serefina sau ce ne transmite. Sunt îngerul familiilor, în familia ta va avea loc o schimbare fericită sau familia se va mări. Nu știu cât se va mări, dar sincer o fericire va veni, pentru că v-am spus, în ziua de luni și marți sunt lucruri pe care le veți rezolva și vin cu schimbări și cu drumuri foarte multe. Vă îmbrățișez cu drag, mulțumesc pentru răbdare, pentru vizionare. Să dea Dumnezeu să avem o săptămână fructoasă, prosperă, liniștită, cu sănătate și numai bucurii. Vă îmbrățișez cu drag. La revedere!